Mamele perfecte sunt mame uh, distructive. Da. Și că mama bună este, de fapt, mama suficient de bună. Ei, dacă avem o mamă suficient de bună, creăm acest complex suficient al mamei suficient de bună și atunci, de exemplu, avem încredere. Încredere în noi și încredere în lume. Mă duc spre lume cu încredere. Pentru că complexul matern prefigurează relația mea cu lumea. Uh -huh. Ce am primit sau n-am primit de la mama? Mă aștept să primesc sau să nu primesc de la lume. Salut! Noi suntem Maria și Ioana, iar tu ascult de fusta mamei și toate de desubturile o serie de discuții cu substrat despre transformare, psihic, iubire și viață în general. În psihologia jungiană se spune că tendința pe care psihicul o are este să devină întreg, iar scopul ființei umane este să ne apropiem cât mai mult de cine suntem, nu de ce vrem să fim. În acest proces psihicul este mai întâi descompus într o multitudine de piese, strat după strat, tocmai pentru a ajunge la acel miez. Un pas necesar din acest proces este desprinderea de mamă, de contaminarea, de amprenta puternică pe care mama sau figurile materne din viața noastră au lăsat-o asupra psihicului, acționând din inconștient. În acest episod vom discuta despre acest lucru, denumit de către Jung, complexul matern. Vă avem alături de noi pe Maria Tănase Mânzat, cu o experiență de peste 20 de ani în terapia analitică jungiană, psihanalist, supervisor și formator într-una dintre cele mai interesante specializări din psihologie. Părerea Ma noastră. Da, <laughs> exact. Sigur și am <laughs> plină de subiectivitate. <laughs> Maria ne va ajuta să înțelegem mai bine rolul de mamă, dar și pe cel de fice ale mamelor noastre. Bine ai revenit, Maria, mulțumim tare mult, e o mare bucurie pentru noi că facem un nou episod de împreună. Deja s-au strâns trei și e o onoare că ne susții proiectul și că îți place și noi îți mulțumim pentru impactul pe care l-am adus împreună. Um, și eu vă mulțumesc. <laughs> nu mă așteptam să ne revedem atât de repede, dar recunosc că mă bucur foarte tare. Și noi. Și noi. Și uh, înainte să începem uh, discuția despre uh, complexul matern, uh, pentru că tot am avut, cum spuneam, deja la treilea episod în care atingem uh, zona aceasta, uh, psihicul în vizionarul Jung, am fi vrut să-mi dăm așa, un pic context. Uh, de ce să credem în vizionarul Jung asupra psihicului? Și... Un pic din experiența ta personală, cum ai început tu să crezi sau să ți se pară tu că ce? Ea... Tu de ce ai crezut-o, da? da. Cred că am spus data trecută, dar o să reiau, pentru mm -hmm. că am același răspuns. Mie dintre toate teoriile pe care le-am citit despre psihic, pentru că psihologia e o știință interesantă, complicată și uh, și nehotărâtă, îmi vine să spun, mm -hmm. pentru că avem zeci sau sute de definiții mm -hmm. Ale aceluiași concept, uh, poate fi complet de busoland la un moment dat. Dacă căutați definiția inteligenței, ar trebui să fie un lucru simplu, găsim sute de definiții, aproape sute de tipuri, dar nu, chiar sute de tipuri de inteligență, e foarte. Ok, psihic complicat. Deci, pe de-o parte, este firesc să fie așa, pe de altă parte, mi se pare că fiecare autor a văzut o bucățică, pentru că e mm -hmm. foarte greu să vezi întregul. Și mie mi s-a potrivit mai mult această teorie care este. Într-adevăr, printre cele mai complicate, printre cele mai complexe, cu foarte multe straturi ale psihicului, cu un strat conștient, cu două straturi de inconștient, ci care las, mai lasă și un loc pentru... Ceva ce nu știm. Și exact, nu și vede. care lasă loc pentru ceva ce nu știm, dar lasă loc și pentru speranță. Pentru că dacă, de exemplu, totul s-ar limita la experiența mea de viață și nu aș fi experimentat anumite lucruri, de exemplu, pozitive legate de mamă, pentru că sunt oameni care nu au avut experiențe aproape deloc pozitive cu mamele personale, într-un fel, statul acesta arhetipal îmi dă și speranță. Pentru că am de unde să caut o sămânță a pozitivului. Dacă aș fi limitată 100% doar la experiență, lucrurile ar fi pentru mine mult prea simple, într-un fel, dar și mult prea închise. Mm -hmm. Cumva mie, la cum sunt eu structurată, mi s-a părut că mi se potrivește cel mai bine, viziunea asta grea, complexă, complicată, îl citesc pe Jung de N ori și tot mi se pare. a mai citit asta? <laughs> e subliniat de mine. Pe de-o parte, îmi place că e așa de vast. Mm -hmm. În același timp, iar ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că el a plecat de la experiență. Mm -hmm. El n-a stat undeva la el în cap, deși intuiția e una de principala lui funcții, putea să facă asta, dar nu omul ăsta a trăit la propriu printre bolnavii psihiatrici, a locuit, da. cum se întâmpla pe vremea lui, în spital, la ultimul etaj, o vreme cu familia lui și cu uh, pacienții psihiatrici și a încercat să înțeleagă totuși, nu s-a mulțumit cu răspunsul simplu. Uh, e un delir. Ok, dar dacă este un delir, de ce nu au toți același delir? Uh -huh. De ce fiecare uh -huh. pacient are felul lui de delir? De ce fiecare pacient catatonic are unicul său gest uh -huh. și nu toți la fel? Dacă, dacă e o problemă doar chimică sau da. doar neurologică, păi dacă avem boala aceea, de ce nu avem fix același simptom? Și atunci, curiozitatea lui și faptul că a cunoscut oamenii și l-a interesat să înțeleagă ce se întâmplă, deci faptul că e fenomenologică. Da, e Pentru corect. mine, asta au fost cele două argumente. într fel, complexitatea, care mi se pare că corespunde cu complexitatea psihicului, și faptul că a plecat de la observarea omului și încercarea să înțeleagă ce se întâmplă în sufletul ăsta din fața mea. Corect, și faptul că spuneai că vedea diferențe, dar vedea și lucruri care se mânau mai ales în psihozele pacienților lui, se întâmplau aceleași lucruri, apăreau aceleași imagini arhetipale sau oamenii. De fapt, e mult mai interesant. Paradoxal, nu în aceeași, deci nu în pacienții psihotici apăreau aceleași motive, nu. În cultură și în mituri. Uh -huh. Apăreau imagini pe care el le întâlnea La bolnavi psihiatrici uh -huh. Uh -huh. Asta a fost de fapt problema Așa a ajuns la arhetip Sigur, arhetip nu e un cuvânt no, uh, al da, lui okay, și nu da. e da. Nu el l-a inventat E preluat de la înaintea și lui Există această idee, de la Platon da. Dar el a observat, a citit De exemplu o mitologie a unor popoare Care nu aveau nicio treabă cu Europa Și a găsit aceeași imagine la un pacient Psihiatric uh -huh. din Elveția care locuia De peste 20 de ani în spitalul Practic psihiatric și atunci această coincidență care s-a repetat iar și iar, între diverse forme de cultură, de exemplu, și anumite uh, imagini din psihoze, la voi să-și pună întrebarea ce se întâmplă aici, de unde vină. Uh -huh. Și cumva a postulat exact acestui strat comun al omenirii, da. dincolo de experiența personală. Uh -huh e foarte mai optimist. Da. Pentru da. mine este e o viziune mai optimistă asupra psihicului din acest punct de vedere. Mi se pare că ai punctat oricum ceva ce venea și voiam foarte mult să punctăm acest studiu empiric, practic mm -hmm. observarea pacienților și faptul că a stat cu ei și de acolo a pornit totul. Da, mm -hmm. nu nu, a, nu e o filozofie până la urmă. Dar și nu... faptul că era psihiatru mi se pare iarăși interesant că practic avea o bază medicală, să zicem științifică, mm -hmm. pornea și a lăsat loc de mai mult și, uh, și complexul matern, unde are, unde și are locul în aceste straturi și complexitate a psihicului uman? Înainte să-ți răspund, mm -hmm. pot să fac o mică divagație? Sigur! Uh, cumva pentru ascultătoarele voastre și ale mele în, această, în acest episod, o să vorbim despre cum n-au făcut să suferim mamele noastre? Uh, nu avem încotro. N-au făcut uh -huh. clar și să suferim. Și aș vrea ca tot ceea ce spunem să nu fie despre învinovățirea mamelor. Corect. Uh, pentru că învinovățirea mamelor, ok, e nevoie să le și învinovățim. E nevoie să avem această etapă în viața noastră. Doar că dacă rămânem la învinovățirea lor, de fapt, noi rămânem în poziția copilului. Am găsit apul ispășitor. Mama e de vină pentru tot ce mi se întâmplă mie rău în viață, pentru tot ce fac eu rău în viață. Iar eu am rămas de fapt în această poziție de, de dependență Mama a greșit Nu m-a crescut bine Și eu sunt astăzi în suferință, nevrotică Îndreptățită, sau practic. îndreptățită Și este vina ei Dependență bine, chiar dacă noi vrem să fugim Și exact. să ne rupem Nu, e o dependență emoțională, o dependență deci dacă emoțională. Eu spun, Mama e de vină Pentru ce sunt eu astăzi, la 30, la 40, la 50 de ani Practic sunt în poziția copilului Cu certitudine ce suntem noi astăzi E foarte influențat de mamele noastre Mm -hmm. În principiu ce suntem noi astăzi 30% s-a format În primii doi ani de viață Indiferent de vârsta noastră Că avem 30, 50, 70 de ani Dar A, a rămâne Doar în suferința pe care ne-au provocat-o Pentru că ne-au provocat și suferință Dar ale vinovății De ceva ce au primit și ele la rândul lor Pentru că și ele au suferit același lucru În plus, mamele noastre Nu cred că au făcut intenționat ne-au făcut rău. Da, da, ne-au făcut rău, asta e sigur. Dar nici o mamă, în general, mamele nu stau să se gândească da. cum aș putea eu să-mi chinui copilul. Ia să văd, cum îl fac eu să suferă îngrozitor astăzi? Uh -huh. Și se gândește la o metodă să-l chinuiască? Nu. Realmente ele cred că ne fac bine, multe cred că ne fac bine, multe se chinuie să facă ce nu le-au opus unuia da. lor, ceea ce e o, de obicei o catastrofă, dar o să vorbim probabil despre asta la un moment dat. Însă, ideea de bază este că, da, după ce ne dăm seama că ne-au rănit, ne dăm seama care sunt efectele rănirilor respective, este esențial să învățăm, de fapt, să ne alinăm pe noi și, da. fundamental, să le iertăm pe ele, pentru că au același răn ca noi. Corect. Din rană au făcut și, ele, și din inconștientul lor. Apropo de învinovățirea asta, cred că, în viața adultă, responsabilitatea de a ne vindeca nu mai este a lor, adică este a noastră. Da, fundamental, dacă mă așez în poziția de adult... Atunci mă uit la mama mea, ca la un adult, și pot să mă uit și la suferința ei pe care a provocat-o bunica mea uh -huh. și la suferința bunicii mele pe care a provocat-o străbunica mea și tot așa lanțul ăsta transgenerațional, uh -huh. de fapt, de suferință care se transmit. Așa da. funcționăm, dar, repet, dacă rămân acolo, această psihologie a țapului spășitor este o psihologie foarte imatură. Da. Copiii fac asta, nu? că sunt mici și i-am prins cu mâța al sac, imediat sunt de vină imediat altcineva vină, Nu știu, orice, jucăria, celălalt copil, eu, whatever. E normal să fac asta când e mic, pentru că nu poate să ducă. Doar că dacă noi, ca adulți, rămânem în această psihologie a țapului spășitor, avem două mari probleme. Unul, că rămânem imaturi, doi, că, de fapt, amplificăm conflictele din lume. Pentru că dacă eu dacă te scot pe tine, țapi spășitor, dacă este misiunea prost, ce-i de vină? Evident. Și atunci între noi două se creează un conflict. Da. Și amplificăm prin această psihologie a țapului ispășitor conflictul în lume, care este opus -o, apropo rostului complexului matern pozitiv. Deci, din două puncte de vedere, a rămâne în țapul ispășitor e păgubos. Dar da, avem nevoie. Avem nevoie să ne dăm seama ce suferințe ne-au provocat, să ne dăm seama cum ne influențează astăzi. Și este un proces dureros și pentru mame și pentru fiice, că dintr-o dată mama care era o sfântă, ceva ideal, o imagine ideală, devine om și vezi că a avut și ea rănile ei și, cum ai spus, istoria ei, suferințele ei nu e așa totul Roz sau perfect cum credeai, dar mă bucur că ai spus asta pentru mine, e foarte valoros pentru că mama ne ascultă. A, okay. <laughs> și bunica, adică <laughs> și mama bunica. ei și bunica din partea tatălui. Și mătușile mele a, okay. și de multe ori dau din casă, Toată sau spunem, generația de. Da. Deci trei generații te ascultă Da, chiar da. Asta spunem, e frumos? Este. onorează ceea ce faci pentru, da. și, și au deschiderea de a chiar dacă pare că le aduc o critică, nu e o critică, e parte din evoluție și din procesul meu și le ajută și pe ele de multe ori și sunt deschise. Am... Observ că sunt deschise să asculte și partea asta mai puțin plăcută și poate chiar dureroasă. Și aș mai adăuga aici, apropo, de atunci când uh, realizăm lucrurile astea și suferința pe care ne-au provocat-o, pe lângă tendința asta să transferăm ok, a fost bine că am aflat de la cine mi se trage, e vina lor, gata, am scăpat, m-am spărat pe mâini, cel puțin ce eu uh, experimentez, e și un o doză de rușine într-un fel că mă gândesc că i-ar fi putut să fac așa ceva adică cum spuneai tu parcă rupi bucăți din imaginea aceea idilică că mama e una, mult mai e una, avem și toată cultura asta care ne, cu tot felul de truisme care ne încurajează să nu cumva să întinăm deși nu facem asta da. imaginea și e un proces okay. cred că printre cele mai grele adică apropo de descoperirea de, de sine da, aici de fapt descriu un conflict în tine dintre da. Fica mamei tale, care uh -huh. vrea o mamă perfectă, da. și adultul din tine, care începe să realizeze că nu există perfecțiune. Exact. Și cumva acest conflict, cea rușinată, e de fapt Fica mamei tale. Da. Uh -huh. Și tot în poziția copilului te întorci. în poziția copilului, da. De fapt. Dar no. e acest conflict prin care trecem într-o etapă a vieții noastre. Așa e. E, e firească etapa. Da, da, da. Păi să rămână o etapă exact. Cred că e cu atât mai valoros episodul ăsta, cu cât odată ce devenim mame și în jurul acestei vârste, vârste de 34 de ani, mă rog, 30-34 de ani cât avem noi, chiar se întâmplă această conștientizare, maturizare, nici nu știu cum să o numesc, și joacă un, un rol. Descoperirea că mama nu e așa cum, nu, cum sau din potrivă. O reidentificare cu mama. Da. Pentru că de foarte multe ori nașterea poate să fie invitația de a ne reidentifica cu mama. Mm -hmm. fel, creierul caută, nu? În bagajul său de cunoștințe. Ok, devin mamă cum este? Cum e? Ce trebuie să fac? Corect. Și aduce, de fapt, informația mamelor noastre. Adică, nașterea poate fi din. poate fi o poartă spre creștere mm -hmm. dacă femeia care naște e. Prepondere înconștientă și, într-un fel, generația voastră e norocoasă da. uh, pentru că are acces la multe cunoaștere, uh, are acces la tot ce ține de psihologie. Gândiți-vă totuși că vreau ce așa că era psihologia. Mamele voastre nu aveau nicio informație psihologică pentru că era interzisă. Psihanaliza era interzisă, psihologie era interzisă, nu? Da. Uh, deci, voi sunteți norocoase. Da. Și atunci, dacă faceți conștient travaliul ăsta e o maturizare, e o cale spre maturizare dacă din potrivă se face inconștient, de fapt apare mama care ne ajută să fim mame, dar practic ne se, cum să spun, se consolidează identificarea cu mama uh -huh. și, ne, și ne va da complexul matern și acum mă dori la întrebarea ta uh, complexul matern își are locul în inconștientul personal dar are o miez arhetipal. Arhetipul matern. Și, practic, complexul matern se formează în relație cu mama noastră. Pur și simplu, ce am primit de la mamele noastre se așează în jurul arhetipului și formează complexul matern. Dacă, de exemplu, mama a fost o mamă suficient de bună, e, e un termen foarte frumos introdus mm -hmm. de Winnicott, care demonstrează că, că mamele perfecte sunt mame. Distructive. Da. Și că mama bună este, de fapt, mama suficient de bună. Ei, dacă avem o mamă suficient de bună, creăm acest complex suficient al mamei suficient de bună și atunci, de exemplu, avem încredere. Încredere în noi și încredere în lume. Mă duc spre lume cu încredere, pentru că complexul matern prefigurează relația mea cu lumea. Uh -huh. Ce am primit sau n-am primit de la mama mă aștept să primesc sau să nu primesc de la lume. Frumos. Da. Și asta se da, construiește tot în acești primi doi ani Sau acest Dest, inițial Destul complex? de mult da. Destul de mult în acești uh, primi doi ani Care apropo nu prea sunt deloc raționali Da, da. Nu? Uh, rațiunea, gândirea uh, Sunt funcții pe care le dobândim mai târziu Dar cumva cred că ar trebui Poate să fie așa Adică mă gândesc La primii doi ani sunt foarte instinctuali Foarte afectivi afectiv, afectiv. da. Primii doi ani da. sunt foarte afectivi Uh, copiii sunt foarte abili în a prinde afectele, uh -huh. în non-verbalul. Imediat știu dacă mama e supărată, dacă mama mai primește bine sau dacă mama mai primește rău. Dacă mama se conectează la el sau mama e complet absentă. Uh, el da. știe dacă fem mama care îl uh, înfașe este o mamă care se uită la el cu drag sau dacă este o mamă care face automat, îi manevrează corpul, dar nu se conectează deloc la psihicul lui. Hmm. Deci copiii imediat identifică asta. Da. Privirea mamei, apropo, este esențială. Felul în care o mamă își privește copilul, felul în care mama vede copilul sau nu vede copilul. Dacă se uită doar ca să vadă, dacă seamănă cu ea, de exemplu, uh -huh. atunci nu-și vede copilul. Nu e despre copil, e despre ea. Este cumva da, da. copia mea? E bine, copiii înregistrează atitudinea mamei, privirea mamei, acordajul mamei la emoțiile lui sau dezacordajul mamei. Ni se întâmplă des când nu avem chef de copii, că se mm -hmm. întâmplă, întâmplă des, sugari, de bebeluși, nu mai putem, no, suntem și... așa. Și ei se agață parcă și, mai, și mult, mai mult, adică simt, sau probleme mai grave, acolo unde sunt probleme mai adânci, când refuză hrana sau refuz, refuză somnul sau... Chiar cred că are legătură foarte mult cu mama, deși ne-ar plăcea să nu, că e foarte multă responsabilitate și învinovățire și că nu faci ceva bine, dar cred că e, cum ai spus, și o speranță, o care că poți să-ți dai seama de. Cred că asta e condiția noastră, pur și simplu pentru mamifere și pentru păsări. Mama este vitală. Pur și simplu, așa este. E, e foarte mare responsabilitatea, e, e foarte greu. Um, cu cât suntem într-un fel mai departe de instinct. Și noi suntem într-o cultură mai, foarte îndepărtată de instinct, cu atât e mm. și mai greu. Pentru că instinctul matern și în primă etapă când e bebeluș n-ar putea ajuta. Uh, dar pur și simplu, asta e, asta e realitatea, repet, mamiferele, păsările și oamenii. Mama e pur și simplu vitală. Mm. Da. Da, e greu, ai dreptate, mm -hmm. e greu, e multă responsabilitate. E bine să nu fie cu vinovățire. Apropo de vinovățire, nu? Da. Dacă mama știe să fie blândă cu ea, de exemplu, dacă mama știe să se aline pe ea, în loc să se învinovățească că e obosită, știe să-și acorde, de exemplu, un sfert de oră în care să-și tragă sufletul sau o jumătate de oră, fără să se simte vinovată. Pentru că nu are de ce să se simte vinovată. Faptul că a obosit e firesc este mai mult decât firesc. Faptul că își aude oboseala e un alt lucru firesc. Da. Și atunci, dacă mama, de exemplu, ar fi avut o mamă suficient de bună, care să o învețe să fie atentă la ea și să-și dea ce-i trebuie fără să facă rău celorlalți, atunci, sfertul acela de oră în care își lasă puiul la altcineva în brațe sau singur împătuț și, pur și simplu, închide ochii și stă un sfert de oră liniștită cât să-și încarce pentru câte puțin timp bateriile, n-ar face să se simtă vinovată. Problema cu vinovăția e că e tributară unei reprezentări sau unui legământ. Am întâlnit, din păcate, prea multe femei care cumva s-au legat uh, să fie opusul mamelor lor. O trăiesc pe mama lor ca fi suficient de bună hmm. și au format un complex mai degrabă negativ, matern. Și și-au jurat că n-or să fie ca mamele lor. Da, sunt multe. Da, sunt multe. Iar asta e, de fapt, o mare capcană. E o capcană, în primul rând, pentru că, iacătă, în loc să pot să stau liniștită cu momentele mele de vulnerabilitate, mă simt vinovată, pentru că trebuie să fiu mama perfectă, să fiu mama foarte bună, cum nu era mama mea. În plus, este calea sigură de a fi ca mama. Sau de a face la fel de mult rău ca mama. De exemplu, dacă mama n-a fost cu mine, dacă eu i-am dus dorul mamei mele, dacă mama mea a fost indisponibilă, iar eu am în cap că trebuie să nu fiu ca mama și că trebuie să fiu tot timpul disponibilă, de exemplu, uh -huh. o să ajung să am o problemă cu nevoia copilului de autonomizare. În jurul vârstei de 2 ani, când copiii au nevoie să se să plece de lângă mamă, uh -huh. să stea singuri, să nu mai vadă mama tot timpul, mama care este disperată să fie disponibilă o să se simte vinovată și o să-i transmită copilului că de fapt va deveni un copil dependent ca să-i dea mamei ce vrea. Pentru că iar această imagine de fapt a dependenței. Mama a fost indisponibilă, o va fi disponibilă tot timpul, dar copilul trebuie să aibă nevoie de mine tot timpul. Da. Și atunci face la fel de mult rău. Și e ceva ce ne-ai spus și data trecută și am reținut chestia asta că practic vrând să nu fii ca mama ta, te concentrezi pe total altceva, nu pe nevoile copilului și pe realitatea zilei tale, pur și simplu ești da. într-o altă din... Da. Îți povestea asta și o pui într-un context total diferit cu oameni total diferiți, pentru că copilul tău nu, e tu, nu ești tu de când erai mic și, și nu îl vezi. Și nu da, îl vezi. Nu, nu, de nu e vezi. despre copil, e despre mine. Practic și... eu îi dau copilului exact, ce mi-a lipsit mie. Da. Asta e marea problemă, e... că este despre mine. Deci practic fac aceeași greșeală ca mama. Nu mă conectez la copil, cam asta exact. e. Exact, uh -huh. nu mă conectez la copil. Și mai e și, mi se pare, cultura asta, care e foarte mult îmbrăcată frumos în parentingul modern, când de sunt acolo, de, îl însoțesc pe copil, îi validez emoțiile, în substrat foarte mult sacrificiu de sine care nu are cum să fie, adică nu-mi văd nevoile, nu mă văd pe mine, nu mă înțeleg pe mine și, practic, o să-i arăt copilului fix asta. Adică el asta o să învețe, nu o să vadă. Noi credem că vede o mamă care e acolo tot timpul, mă joc la orice oră, îți fac tot ce vrei, îți gătesc toate lucrurile din lume, când, de fapt, eu îmi sacrific și mi-am putut spărți din mine ca să fiu pentru tine acolo și, da, că noi credem că la finalul zilei am bifat lucrurile alea, dar... Sunt mai ales în niște bife exterioare sunt niște de a bife. fi o mamă perfectă, a fi o mamă da. bună, a nu fi ca mama e despre povestea, este despre, despre tine și, din păcate, în societate, da. Și în, în jurul nostru vedem foarte multe exemple de mame care fac experiența asta despre a fi, de fapt, o mamă bună, a fi a arăta că ești o mamă, a De arăta. ce se întâmplă. A arăta nu a fi. Da. Ai, ai folosit două cuvinte și -o vreau să mă păresc pentru că sunt foarte importante. Uh, nu cred că se sacrifică. Pentru că sacrificiul vine de la sacrum facere. Nu e, nu e niciun sacru acolo. Celălalt cuvânt pe care l-ai folosit este perfect. Este o amputare de sine. Iar această amputare de sine e ceea ce vede copilul de fapt. Și asta va face și el. Pentru că el, copiii fac ce văd. Real. Nu ce mm -hmm. le spunem noi să facă. Ei se uită la noi și știți foarte bine că prima dată învățăm prin imitație. Așa învață toți copiii. Deci, practic, ei vor imita. Nu, e, nu se face sacrul așa. Da. De fapt, nu. Cum a făcut fecioara Maria sacrul? A făcut acceptând destinul fiului ei. N-a fost despre ea. A fost despre destinul fiului ei. Un destin groaznic, dar în care ea pur și simplu l-a însoțit. Fără să încerce să-l schimbe. Onest, sigur. Fecioara Maria e un arhetip în termeni da, Eu da, e, e o imagine supraordonată, nu, nu, nu e un simplu om. Ok, oamenii simpli, noi, femeile, nu putem fi ca ea și nu trebuie să fim ca ea, pentru că noi suntem altceva, nu am trăit în templu ca ea, uh -huh. hrăniți în felul în care a fost ea hrănită. Deci suntem oameni obișnuiți. Dar lecția aceasta Așa pe care fi. o dă pe care o dă mamelor, că de fapt a fi o mamă bună înseamnă a însoți în destinul lui. Nu ai hotărâi eu destinul. Gândiți-vă că sunt, sunt mame, și eu vreau să lucru mai pe destin sunt mame care, la care vine copilul și spune că e poftă de ou și îi spune că trebuie să mănânci iaurt. Da, de asta, exemplu. E o, asta e o realitate de zi cu zi. Da, adică exact. nu e, nu bine. ne că vreau să mă fac doctor și de fapt am da, nu, nu, Asta. Astea să deci, sunt lucruri simple. E bine, real asta este o mamă care nu se acordează la fiul ei sau la fica ei. El are o dorință simte că îi trebuie ou sau care are poftă de ou sau că îi place oul și mama îi spune ce vrei tu, ce e vrea important. corpul tău, nu exact. e important. Eu știu mai bine pentru tine. Mm -hmm. Tu nu știi. Eu știu un locul tău. Este opusul urmării copilului în destinul lui. Da. Uh, mă întorc, nu mă întorc, continui cu ce spui, pentru că e foarte interesant și mi se pare că s-au creionat aceste două tipuri. Mama pozitivă, care oferă uh, de când se naște copilul acest mediu hrănitor, un, uh -huh. un mediu care îl hrănește din toate punctele de vedere și dă voie să se, dez să se dezvolte, și mama negativă, cea uh -huh. care nu reușește să se racordeze la nevoi. Care face experiența despre ea ă, și tot ceea ce am povestit mai devreme. Și în cazul mamei pozitive, ă, știu că riscul este acesta al desprinderii la timp. Adică. Al nedesprinderii, al nedesprinderii la timp. exact. Adică noi, noi trebuie într-adevăr să oferim pântecul nostru cald copilului. Dar până când. Ok, există un autor unghian care mi-e foarte drag, îl cheamă Neumann. Eric Neumann, care a introdus două uh, straturi sau două tipuri ale maternității, și cred că e corect, uh, mama elementară și mama transformatoare. Mama elementară pozitivă este cea care hrănește, cum ai spus, și care protejează, uh -huh. iar asta este, practic, oferă copilului când e mic, bebelușului, este mama foarte naturală. După care trebuie să apară mama transformatoare. Este mama care ajută creșterea și transformarea copilului. Dacă rămânem mame elementare, într-un fel obligăm copiii să rămână uh, imaturi, cât mai aproape de elementar, elementar de bebeluși, exact. de îi tratăm puiul. Și la 8-9 ani, ca pe un copil de exact. un an. În sensul ăsta. La 8-9 ani, la 14 ani, sunt mame care 12. dorm cu copiii lor în pat până la 8 ani, până la 14 ani, până la, am auzit maximul pe care am auzit, a fost 30 de ani. Ceea ce este, într-adevăr, de făcut pielea găină. Da. Uh, și atunci, e foarte important ca la un moment dat, mama e bună dacă devine negativă. De fapt, uh, nu știu dacă v-ați uitat sau dacă știți sau dacă vă uitați la documentare cu animale. Uh -huh, da. Uh, da. Păsările Din nou, mamiferele La un moment dat Nu mai dau puilor Ce hrana uh -huh. nu? Păsările stau în jurul cuibului Cu hrana Dar în momentul în care puii sunt capabili să zboare Nu se mai duc să le dea în Stau afară Obligându-i să zboare uh -huh. Mamiferele fac la fel. Mamiferele uh, fac le chiar și, mai dur. Da, bat, adică ei îi bat, îi mușcă ca să i Exact. Mamiferele mm -hmm. îi bat, îi mușcă ca să i îndepărteze sau... Uh, îmi povestea cineva care uh, foarte foarte percepul la asta, ce fac căprioarele? Uh, ok, o să sune mm -hmm. foarte dur pentru imaginea aceea adică pe care o am despre da? căprioare. Despre Bambi. Uh, îmi pare rău <laughs> că o să, uh, o să ajustez un pic uh, imaginea. Bine, Bambi e pui, nu-i mama. Da, da, corect. Uh, mamele căprioare, când își dau seama că puiilor sunt sufici... Devin, au devenit niște tineri adulți, sunt mai devenit tineri adulți, îi aleargă în diverse, într-un lumini sau în jurul unei poieri, îi aleargă până epuizează, el cade a dormit jos și plecă. Și mama dispare. Deci, mama cu adevărat bună, care se gândește la puiul ei și nu la ce oferă puiul ei, hm. ei da. Asta e marea problemă. A putea să mă gândesc la el și nu la ce-mi oferă el mie. Asta are legătură cu erosul, care e principala funcție a mamei. Da. Principala funcție, pe lângă încrederea în lume și noi, este cea de eros, e, de dragoste. Dragostea înseamnă să mă gândesc la celălalt. Nu să mă gândesc la cum să-l folosesc pe celălalt. Să-l transform, să-l să transform, la... ce de el mie. să modelez, da. Cum mă face să mă simt. Deci, practic, mama cu adevărat bună e nevoie ca la un moment dat să devină o mamă rea. Ca să creeze spațiu îndepărtării puiului, la un anumit nivel, ca să-i ofere spațiu să se ducă spre tată, spre lumea tatălui și spre lumea largă. Pentru că dacă nu îi dau instrumente să se ducă în lumea largă, practic îl țin, o să-l folosesc, o să-l țin de fusta mea, da, da, da. și la 30, 40, 50, 60 de ani. Și prin rea da. ne referim la disponibilitate la, la această omniprezență pe care vrem să o avem, Adică că să lăsăm acest spațiu nu mama rea în sensul de nu, mama care, mama care nu mai e disponibilă nu mai e acolo. Da, da. mama care nu mai e pentru el mama care, care frustrează da, care uh -huh. pune niște limite care mai clare sănătoase uh -huh. sau nesănătoase dar le pune, e mai da. bine să le pui decât să nu le pui <laughs> deloc <laughs> da, este mama care pur și simplu îi spune a venit timpul să stai pe picioarele tale da. nu lipi de mine E da. Mama care suportă imaginea. Adevăr e adevărat că dacă nu ești o mamă rea, cine se va desprinde de puncte de culo la calda? Cal, dar nu are <laughs> <niciodată, laughs> normal. Și de va afi. rămâne nostalgic și dependent. Și un don Juan, de exemplu, dacă e bărbat. Uh -huh. Nu? Sau, uh, sau fetița eterna mamei, uh, cea care și măritată fiind, vorbește cu mama de trei ori pe zi la telefon și se sfătuiește cu mama, nu cu soțul? Da. Da. Este o cunoaște, <laughs> Nu, chiar când, când vorbești despre chestia asta, nu știu care este vârsta la care se face, o ideală, neideală, dar simt așa că trec prin asta cu fata mea cea mare, cu Mina, care a început școala anul acesta și chiar a fost foarte dureros pentru mine tot. O să am mai povestit despre chestia asta, dar o trec la, la, fix la partea asta, adică a trebuit pur și simplu să Fac lucruri care m-au făcut să mă simt câteodată toată rea. Efectiv, asta, așa le-am le etichetat. Să nu mai fiu acolo, să nu mai iau deciziile la fel cum le luam, să nu mai fiu atât de... Uh, vreau să fie să fie bine, vreau tot ce e mai bun pentru tine, adică să renunț la gândurile astea și pur și simplu să o las să zboare și să vedem ce să se întâmple. Și faptul Fii. că adându-o la școală n-ai mai putut controla fi, nici mediul... Nu numai că n-am mai controlat, dar brusc au devenit alții adulți importanți brusc, nu da. copilul vine de la școală și îi spune: Știi, tu greșești." Da. mi-a spus, Mi spus mie doamna, doamna cum este în realitate. <laughs> exact, exact, Deci apare această dispută între, nu, celălalt adult care are uh, importanță, care are influență, care mă corectează da, mm -hmm. și chiar în povestea asta, că am avut, nu, nu e subiectul nostru, dar are un, un o tentă acolo, apropo de decizia de a fi dat de a da -o la o școală de stat, pentru că îmi dădeam seama că gândul de a -o da -o la o școală privată era tot pentru mine, ca să am eu în continuare controlul, să știu ce se întâmplă, să pot să am o linie directă de comunicare. Și decizi, să și decid. Instinctul spus, da. băi, și instinctul ți-a spus, băi, să las puțin M-am obligat, a fost greu. Mm. Nu știu dacă acum se întâmplă, dar asta o simt ca pe un prim punct așa puternic este, de desprindere uh, punctul de obicei se întâmplă mai devreme se întâmplă cu grădinița da deci da eu am simțit până la 3 ani, ani da, când mi-a mi părăsit de patul de a plecat copilul din... <laughs> <laughs> știu că e de bine dar pentru mine n-a fost da, deci pur și simplu într-o zi a zis știi ceva eu vreau să dorm în camera mea bine, eu i-am prezentat camera lui au dormit copii în pătuțul lui am zis cât e de frumos știam că va trebui să facă chestia nu mă așteptam să mă eu erau cele două planuri cea care făcea ce scrie în cărți i-am pregătit camera am și cea care spunea, nu, să nu plece, să nu plece plec lângă mine, să nu cumva să-l las pe soțul meu să vină în pat lângă mine. Nu, a venit cu bebelușul, să mai ok, a fost ușor. Nu. Pentru că, vedeți, asta e cealaltă, apropo de folosirea copiilor. Din păcate, de prea multe ori, copiii au sarcina de a repara relațiile de cuplu. Sunt oameni care au probleme în cuplu și se gândesc să facă un copil. Da. Ceea ce este Mulți. O, mare, o mare prostie, pentru că și pentru un cuplu solid, și pentru un cuplu matur, copilul e realmente o provocare. Dar, minte, pentru un cuplu care este cu plin de resentimente, cu probleme, în plin conflict, să faci un copil e o nebunie. N-are cum copilul lasă. să repare, dar, dar aici e partea iar foarte importantă. Deja i-am dat, cum să vă spun, i-am dat un rost să mă salveze pe mine și cuplul meu dinainte de a se naște. Corect. Așa este. Deci și am pus această uh, realmente povară îngrozitoare și el nu există. Mm. Rostul lui e clar să vină să-mi repare cuplu. Niciun copil nu face asta. Din potrivă, cuplu se, e și mai, uh, se duce în aibii. și copilul devine ți -a pui spășitor, apropo, din cauza ta. Din cauza mm. ta am încetat cu cu sau din cauza ta am stat cu uh, Dar E tare păgubos. La, la Polopus poate să fie și asta în care îl faci ca să-ți unculuneze dragostea ca să te împlinească și mai mult sau nu e aceea situație? Adică îi dai rolul ăsta în care ne, ne e foarte bine și mă aștept copilul să fie o extensie a acelei inunație, iubiri iubirii și lui frumos. apoi realitatea e că e greu și nu e din fericit ești și mai fericit. Nu, da, nu. ești mai fericit dar e și mai greu nu, nu și nu mai, se schimbă. E, ești acolo sarcina. Uh -huh. Orice sarcină pe care o dau copilului e foarte puțin despre el. Da. Uh, în povestea asta, că suntem foarte fericiți, sigur că aș întreba: Păi dacă ești atât de fericit, ce să mai trebuie un copil? <gântu -i> da. Uh, nu, oamenii <gântu -i> nu, sunt suficient, nu se simt suficient de împliniți. Așa, okay. Mai vor, vor copilul. Sigur că e nevoie să facem copii, adică e un instinct. Da. E doar că e foarte important dacă facem copii ca să-l dăm vieții uh -huh. și suntem foarte curioși să vedem ce minunăție mai vine pe lumea asta cu ce daruri vine pe lumea asta, cum poate să completeze, cum poate să mă, cum o să mă provoace pe mine, să mă în sensul bun, nu în sensul de a arăt eu lui, cine este stăpânul. Deci e una dacă fac copilul pentru a-l aduce, repet, vieții și lumii și este alta dacă îi pun orice fel de sarcină, care, inclusiv cea care pare pozitivă, Uh, eu sunt un om atât de minunat, sunt un om atât de minunat, este păcat să nu oferim lumii uh, o mostră de dintre de noi doi, și, din păcate, atunci se întâmplă unii dintre copii uh, vin cu tot felul de probleme, de da. exemplu, congenitale sau malformații exact în genul ăsta de atitudine mm -hmm. în care e acolo, e un narcisism da. mm -hmm. pe care, paradoxal, copilul repară, între ghilimele, uh, rănindu-i în felul acesta. Da. E și... foarte greu, să iartăm o clipă, da. e foarte greu pentru că. E ceva foarte nou. Copiii n-au fost aduși pe lume pentru asta până acum. Copiii erau aduși pe lume pentru că instinctul sexual pur și simplu trebuia satisfăcut. Veneau pe lume și erau în mare parte folosiți în scopul și interesele părinților, pentru că psihologic lumea a fost și e destul de imatură. Trăim într-o lume imatură, trăim într-o lume concretă, într-o lume a imaginii, într-o lume superficială, destul de mult într-o lume imatură. Și e important să știm asta. Lumea noastră nu e o lume matură emoțional, nu este o lume plină de compasiune, nu este o lume în care dragostea să conteze, nu este o lume în care viața să fie apreciată, în care să mă uit la celălalt să mă uit cu respect, ca la o altă ființă umană. Nu? Noi ne uităm cu invidie, cu dușmănie, cu competiție. Nu știm să respectăm pe celălalt, pentru că nu ne respectăm nici pe noi, Într-un fel, cred că e șansa generației voastre, repet, să schimbați un pic direcția, măsura în care voi veți reuși să fiți niște mame suficient de bune, să vă respectați copiii, să vă iubiți copiii, să -i învățați, practic, respectul și iubirea, asta vor duce și ei mai departe. Altfel, n-au cum. Câte generații trebuie să treacă <laughs> ca în inconștientul colectiv să se spele toate aceste. <laughs> lucruri, că îmi imaginez că contează, nu? Adică tot ce ai menționat, din start, pornim cu greutatea asta. Da, numai că natura are și capacitatea de a vindeca. Uh -huh. Herodot spunea ceva foarte frumos, spunea că omul tratează și natura vindecă. Cred că e adevărat. Uh -huh. Noi, psihoterapeuții, nu vindecăm noi. Eu crez un spațiu în care psihicul celuilalt, celui care vine cu mine în cabinet, să pună în act vindecarea sinele lui e cel care face asta. Uh, și cred că natura are, are o putere foarte mare de regenerare. Uh, dacă voi faceți bine treaba, pare că presiunea asta pe <laughs> generația voastră, <laughs> da. dar cred că generația voastră are onest această șansă, pur și da, simplu. Și are uneltele uh, și resursele uh, să o facă. Da. Uh, lucrurile se pot schimba. lucrurile se schimbă și în rău și în bine. Da. Se pot schimba. Nimic nu e garantat uh, pe viață. Uitați-vă la ce se întâmplă cu avortul în America. Nu. Lucrurile se pot schimba și în rău și Oricând, în bine. Asta mi se pare într-o clipită se poate. Da, incertitudinea e parte din natura noastră. O mamă suficient de bună acceptă asta și și învață puiul, de exemplu. Incertitudinea. Sigur, când e ceva mai mare, dar poate să accepte asta. O mamă care vrea să controleze tot, care face totul ca la carte, pentru că așa scrie în carte, de fapt e o mamă foarte speriată. Care nu acceptă și care nu e în contact deloc cu ea. Pentru că mama e în relația noastră cu corpul nostru. Avem. De fapt. Chiar aveam A. întrebarea asta. A, să okay. știi. Bine. Bine. Nu, nu nu, și... nu, nu, spune, spune. Mă bucur doar că mi ai citit gândurile. Da, ce ne mai. Pur și simplu, ce mai guvernează mama? Pe lângă încrederea noi și în lume, pe lângă relația de dragoste și capacitatea noastră de a simți uh, dragoste în mod autentic sau nu, dar nu putea simți în mod autentic, este relația cu corpul nostru, felul în care ne raportăm la corp. Uh, de exemplu, toate adicțiile care au legătură cu substanțele, la un nivel, arată și o problematică în relația cu complexul matern. Uh -huh. Un complex matern uh -huh. mai degrabă negativ. Sau uh, există o dimensiune și mai cumva extremă negativitate, este complexul mamei moarte. Când spun mama moarte, mă refer nu la mama moartă fizic, uh -huh. ci la mama moartă sufletește. Mama care nu-și vede deloc copilul, mama care nu e disponibilă. Dacă vreți, în termeni clasici, mama narcisică. Da. De fapt, mama pentru care, uh, care critică non-stop, care judecă non-stop, care uh, inhibă și omoară speranța, inițiativa, creativitatea copilului. Dar o mamă care se poate să fie o mamă așa, dar fără să verbalizeze, adică ea să aibă în sine această judecată aspră, această critică permanentă, fără să-i spună copilului nu faci bine, dar cumva ea să. gândească iată, dacă. Uite, dacă eu mă uit acum la tine, așa. De mm -hmm. ce crezi? <laughs> Înțeleg, da. Copilul? Copilul citește expresiile mai bine ca mine. Am, Mi-aduc aminte, am văzut în desenul unui copil de trei ani, cel mai mic pacient al meu a avut 2 ani și 8 luni, uh -huh. uh, viitoarea separare a părinților lui, care s-a întâmplat la un an și jumătate. Dar în desenele alea cu gogoloaie, pentru că desena cu gogoloaie mi-a explicat foarte bine ce a făcut, am înțeles, de fapt, distanța și sămânța separării dintre părinții lui. Uh, copiii nu au vedea. nevoie de cuvinte. Din potrivă, sunt mame care se duc și spun te iubește mama și copilul nu simte nicio iubire. Uh -huh. Pentru că, de fapt, ea nu simte iubire. Tonul uh -huh. nu e iubitor, fața nu e iubitoare, privirea nu e iubitoare. Spune te iubește mama, dar nu-l atinge și nu-l mângâie niciodată. Uh -huh. De exemplu, sunt, sunt mame care nu-și ating copiii. Sunt mame care resping copiii când se duc spre ei, îi, da, îi dau mai încolo. Uh, sunt gesturi. Gesturile uh -huh. și fața fac mult mai mult decât cuvintele. În, în comunicare, cuvintele înseamnă vreo, nu mai știu exact, studiile, 30-40%. Non-verbalul, inclusiv între noi, între adulți, da. non-verbalul este mult mai mult. Deci nu e nevoie. Da, știu că nevoie întrebarea părea așa, oarecum, absurdă, dar cumva, cred că sunt multe femei care... Uh, nu, își doresc să fie mame bune, dar nu reușesc și până la faptul că nu verbalizez sau faptul că nu critici sau faptul că nu o faci expre, nu înseamnă că de fapt nu simți lucrurile alea, adică cumva trebuie să fii atentă la ce se simte dincolo de cuvinte și reacțiile propriu zise. Da, e un mod de într-un fel, de a ne juca rolul fără a-l simți. Da. Asta e marea problemă. Că dacă, că cel mai important e să simțim, nu să jucăm. Putem da. să jucăm prost. Dacă simțim, dacă îl certăm și când îl certăm, îl și iubim, copilul va simți asta. Va simți că a greșit, dar că nu e o nenorocire. Mm -hmm. Nu se va simți, de exemplu, defect fundamental. Da. Sunt mame care, atunci când își ceartă copilul, rup complet legătura emoțională cu el. Da. Iar asta îl face pe copil să se simtă defect fundamental. Nu ca în acest moment a greșit, ci că el este un greșit. Iar asta, de exemplu, e una dintre cele mai mari dureri ale copilului și are repercusiuni îngrozitoare în noi ca adulți. Copiii simt. Copiii simt mult mai mult decât credem noi. Iertați-mă, prostia aceea, care foarte multe generații o aveau, el lasă că e mic, uh -huh. o să uite nu știe el ce o să facă. Gândiți-vă, medicii, da. pe la 1900, făceau operații fără anestezie copiilor mici, spunând că o să uite și nu o să afecteze. <coughs> Da, până la urmă și medicina asta a făcut da. numărate greșeli. Gândiți, știți cine făcea o reclamă, fac o scurtă paranteză, la țigări? La Malboro? Cine a făcut prima dată reclame la Malboro? Medicii. Primele reclame mm. la Malboro erau cu medicii care ieșau din cabinet, da, ok. înhalat, se așezau în foturi și se relaxau, se relaxau. cu țigară. Deci, iată, da. greșim. Mm -hmm. Toate științele greșesc. Ne dăm mm -hmm. seama după aceea. Asta este. E normal să fie așa. Dacă n-am da. greșit, n-am fi oameni am fi zei. Nu zei, Dumnezei. Că zei mm -hmm. mai greșesc mm -hmm. Deci e normal să fie așa. Nu, copiii înregistrează tot. Și există un concept care se numește memorie implicită, adică eu nu mi-aduc aminte la nivel conștient. Nu am înregistrat neurologic, dar undeva în sistemul meu sunt înregistrate îmi aduc aminte că am avut o dată un vis în, în procesul meu terapeutic, iar terapeuta a spus, a avut o intuiție foarte bună și a spus, eu cred că acest vis um, reia un eveniment real. Vrei să o întrebi pe mama ta dacă s-a întâmplat asta? Și-am întrebat-o pe mama și se întâmpla asta și o aveam undeva sub 2 ani. Wow. Neurologic este imposibil. Pentru că uh, cortexul încă nu e suficient. Uh, dar pur și simplu Într-un anumit moment dat în procesul terapeutic, când a fost nevoie să mă conectez la acea întâmplare, uh -huh. pur și simplu inconștientul mi-a livrat-o. Uh -huh. Identică. Exact cum se întâmplase. Uh -huh. Și mi-a livrat-o 30 de ani mai târziu. No, mă rog, 20 de ani mai târziu. Uh, <laughs> da. Deci există lucrurile acestea, se registrează noi și au efecte. Mi se uh -huh. pare foarte valoroasă partea asta de simțit, pentru că mă gândesc cum suntem, cum ne-am învățat singuri acum în uh, în generația asta de părinți să, să facem ce trebuie, să spunem ce trebuie, să ne concentrăm așa pe parcursul unei zile, să facem lucrurile astea și chiar e posibil să fie egal cu zero dacă nu am simțit-o și dacă n-am fost acolo real și doar am tras de da. noi să facem lucrurile așa cum trebuie să le facem, așa cum ni se pare nou, deși le facem sub... Egida conectării și disponibilității, dar nu e numai atât. Și cele mai bune intenții. Da. Intenția? Intenția e importantă. Doar că spunem că și drumul spre adie, papă, da, cu intenții bune. De fapt, mama respectivă ar, ar fi important să-și fie ei, ei o mamă bună. Repet, dacă e o mamă blândă cu ea, dacă o mamă care simte compasiune pentru ea, dacă este o mamă care. Este tolerantă, dar nu, cum să vă spun, nu suficientă. Uh -huh. E una să-mi tolerez slăbiciunile și este alta să mă complac în ele. Uh -huh. Sunt două lucruri foarte diferite. Dar, realmente, mama care se poate iubi pe sine în mod autentic, iubire nu altceva, ea va oferi natural asta. I va veni de la sine. Practic, dacă este blândă cu ea și înțelegătoare și tolerantă, va fi blândă și tolerantă și iubitoare și cu copilul da. ei. Se va. Acorda și se va conecta. Dacă se conectează la sufletul ei, la corpul ei, la nevoile ei, atunci va fi foarte natural. Nu mai trebuie să citească. Nu mai da. trebuie să, să se gândească. Dar -o dacă facă. ea n-a avut o mamă elementară și apoi o mamă transformatoare care să-i ofere acest mediu hrănitor și bun și cald, care să o învețe erosul, să o învețe dragostea, cum, facem? Da. <laughs> cum face ea? Și cel okay. mai probabil n-a avut, ținând cont de apropo de ce ziceai cu. Da, Dar cu Lipsa de resurse anterioare. și așa, adică. Da. Nu mai lipsa de resurse, și chinul pe care l da. au trăit părinții da. și bunicii noștri, două războaie mondiale, da. comunism, da. adică da. au trăit, au trăit ceva cruntă. Okay. primul pas ar fi să fiu onestă cu ea. De fapt, știi, cred că mai degrabă aș vrea să te întreb cum îți dai seama că tu ca adult ești sub influența acestui complex, că practic dacă nu reușești, înseamnă că tu tu ai complexul ăsta negativ, adică tu ești sub, cum se zice, sub influența lui, nu? Da. Un, un instrument ar fi onestitatea. Unor pot, altor nu pot. Însă să mă văd din exterior. Al doilea instrument care ne poate atrage totuși atenția este relația cu propria mamă. Dacă relația cu propria mamă este foarte tensionată sau dacă este mult prea apropiată pentru un adult, uh -huh. deci dacă am resentimentă față de mama sau din potrivă sunt dependentă de mama, atunci acestea două ar fi un semnal că ceva nu e cum trebuie să fie în relația mea cu mama, deci în complexul meu matern și atunci în ceea ce voi oferi copiilor mei. Al treilea lucru important sunt prietenii de bună calitate. Prietenii care să ne poată spune unde greșim, fără să ne supărăm pe ei. Gândindu-ne, au, nu au dreptate, dar să ne poată spune. Pentru că noi stăm în interior, din interior e foarte greu să vedem. Realmente, da. Avem nevoie de această privire din exterior. Uh, corpul nostru, bolile ne pot spune, stările emoționale, uh, autoobservarea. dacă eu mă observ și uh, mi-aș dori foarte mult să fiu acum cu fica mea, dar de fapt îmi dau seama că fantazez la orice altceva, că mintea mea nu e acolo, că uh, sunt de fapt iritată, dar ok, mă chinui, nu, încerc să nu se vadă, dar eu simt toate astea. Dacă simt o zi, dacă simt două zile, dacă simt trei zile, uh, atunci Trebuie să știu că se întâmplă ce acum și să cer ajutorul. Uh -huh. Da. În situația asta ar trebui să cer ajutorul. Aici clar mă gândesc la psihoterapie, pentru că în psihoterapie se consideră că relația vindecă. Nu atât de mult tehnica. Tehnica contează cel mai puțin. Contează personalitatea pacientului, personalitatea terapeutului și relația dintre cei doi. Sigur, dacă eu am avut o mamă negativă, de exemplu, și eu am învățat să nu am încredere în lume. Nu o să mă las ajutat în psihoterapie. Uh -huh. Sunt oameni care vin la terapie, de exemplu, dar care, inconștient, nu primesc cu ceea ce vine terapeutul. Pentru că am învățat mai să mai nu am încredere. Pare că se duc pentru un confirmation bias, așa să, da. să dea de dreptate. Da. Să... De multe ori da, și toți ceilalți sunt de vină, iar ei nu uh -huh. greșesc cu nimic ceea ce iar este o problemă, acest mod de a funcționa în care eu fac bine și toată lumea este în regulă, la un moment ar trebui să-mi dau seama că e ceva, uh, cum să vă spun, uh, nesănătos în asta. <fie> da. Nu se poate că absolut tot să fie de vină, de fiecare dată celălalt nu mă înțelege, celălalt este supărat, celălalt este obosit, celălalt proiectează pe mine, celălalt, 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 iar eu sunt basma curată de fiecare dată, nu există așa ceva. Deci, autoobservarea e, e foarte importantă. Să pot un pic de tot să ies în afara mea, să mă uit ca la un film. Mi se pare greu pentru acești oameni despre care vorbim. În schimb, mi se pare foarte important ce poți să observi este relația cu corpul, că e o chestie uh -huh. nu fizică, practic. Da. Bolile, mi se iară, dacă vezi că nu reușești uh -huh. să. Și starea ta. Starea aceasta de oboseală permanentă, starea de încărcare permanentă, stă stările. de iritare, de tensiune, de, de, de uh -huh. teamă, de anxietate. Da. Și spuneai de treaba cu corpul, că relația noastră cu corpul este și relația noastră cu mama. Da. Mama, fundamental, venim din corpul mamei. Uh -huh. Uh -huh. Nu? Da. Corpul mamei susține corpul nostru. Așa, e viață. Mama e viață. Uh -huh. Și negativ e moarte. Nu? Mama da. ne dă viață? Sau mama ne poate da moarte? Asta este, pur și simplu. Și atunci, măsura în care am grijă de corpul meu, măsura în care îmi aud corpul, măsura în care îmi simt corpul, simt când e o tensiune în corp și unde este, și încep să mă gândesc, eu cred că mi-e bine, dar dacă îmi dacă scanez interior corpul, îmi dau seama, asta e așa. Deci acolo tremură, acolo e tensionat, acolo, uh, acolo uh, pur și simplu e contractat de nu da. mai pot. E bine, corpul ne arată. Dacă, am fi, dacă suntem în contact cu el, imediat ne spune uh -huh. că lucrurile nu sunt tocmai în regulă cu noi. Dar e ceea ce trebuie să învățăm. Dacă da. n-am primit asta, din nou, dacă n-am primit, e nevoie să învățăm. Dacă n-am primit această conectare reală emoțională, în sensul ăsta, dacă n-am primit din partea mă, asta ne poate genera Deconectarea de corp mai da. departe. Da, pentru că corpul înseamnă emoții. Uh -huh. Corpul și emoțiile sunt legate. Da. Emoțiile se simt prima dată în corp. Uh -huh. Știu că m-am uzat foarte tare, eram într-o ședință de supervizare cu un coleg uh, și mi-a spus, stai, nu te înfuria. Și eu eram eram un pic pe punctul de a mă înfuria, <laughs> dar eram. eram foarte sigură că. Uh -huh. nu, încă, încă mă gândeam la ce îmi spunea. Și am zis, dar tu de unde, de ce spui asta? Și mi-a spus când te înfurii, ți, ți se mijesc nu știu cum ochii. Mm. Și am zis what? bună? Deci, iacătă, cineva care te observă va să zice imediat simți... să -ți... Pur și da. simplu, a identificat înaintea mea aproape mm -hmm. emoția pe care eu urma să o exprim. Pentru că fusese atent la fața mea. Mm -hmm. Apropo, noi ne știm cel mai puțin fețele. Da. Noi nu știm expresiile fețelor. Da, da, corect. Noi nu știm expresiile fețelor. Da, eu nu da, știu da, expresiile da, fețelor. Fețelor mele. Ok, îmi știu, eu, dacă închid ochii, știu exact fața, ridurile, uh -huh. pungile și așa mai departe. De da. Le știu da, pe da, toate. Da, da. Dar cum arată fața mea când îmi place ceva? Uh -huh. Cum arată fața mea când sunt furioasă? Cum arată fața Corect. mea când sunt tristă, obosită? Uh, habar n-am speriată, panicată? Habar n-am. Corect, ce tare. Da. Ceilalți. Este firească și simplă, da. Ceilalți știu mult mai bine toate aceste da. Expresiile noastre. De asta copiii registrează aproape înaintea noastră. Chiar și cele care trec Corect. așa prin. Corect. Noi nu știm. Nici nu știm că am exprimat-o, de fapt, câteodată. În capul nostru pare că nu suntem acolo exact. și noi deja am arătat că suntem exact. acolo. Exact. Exact. <laughs> și, și, și mi s-a mai părut foarte importantă treaba pe care ai spus-o cu relația cu mama, pentru că ai mai menționat-o mai, mai devreme. Uh, să ne uităm la relația cu mama noastră și erau, este cazul acesta în care suntem prea apropiate și vorbim de prea multe ori pe zi. Uh -huh. Și, așa că. O observație personală, nu știu dacă e neapărat adevărat, îmi dau seama că fetele care fac asta încă caută ceva de la mama lor. Adică dis a discutat tot timpul cu mama ta, vrea să-i obții. Uh -huh. pa pare așa că uh. e un fel de. N-ai primit ce trebuia de acolo și tot aștepți, la conversația asta poate mai prin ceva, exact, mai, nu se întâmplă Validu, niciodată de nimic. de iubire nu, și validare. validarea. Nu, da, e, validarea. e o validare și idealizarea la fel, mama, 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 când auzi familia perfectă, mama mea e perfectă, o martiră, deja știi că acolo este o problemă. Mare. O problemuță, <laughs> okay. Nu, nu, nu Problema. e o acolo o <laughs> problemă mare. Da. Cele mai dramatice povești de viață, le-am auzit în cabinet de la oameni care mi-au spus la prima ședință, Că au avut o familie foarte bună, că au avut o copilărie foarte bună, că au fost -au fost totul da. minunat când erau mici. Cunoastră. Sunt cele mai, realmente, cele mai tragice Știu. și grele destine, Și obțin în cabinet, l am auzit de la oameni care inițial mi-au spus că au avut uh -huh. o copilărie foarte bună, da. pentru că au nevoie să nege. Negarea e mecanism important de apărare, care apare de foarte. e mic, e primitiv. Când suntem mici, negăm. Și gândim cumva magic. Dacă okay. eu, uh -huh. chestia asta nu s-a întâmplat, da. întâmplat? Nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Și nu avem resursele să tratăm cu atâta suferință. Adică, uh -huh. cred că până nu, nu ne înarmăm noi cu, da. cu resursele astea și să vedem răul, să vedem suferința, da. e foarte greu. Și la polul opus, mama cea mama cu care nu vrei să te identifici eu nu vreau să fiu ca mama nu-ți place nimic la mama ai relația asta tensionată și reproșul permanent cu mama acolo o folosesc pe mama ca să scap de umbra mea uh -huh. da. apropo de primul nostru episod ea e de vină pentru toate și am pus tot ce nu-mi convine de fapt pe ea, dar nu e uh -huh. adevărat în realitate nicio mamă nu e absolut bună, așa cum nicio mamă nu este absolut rea și maturizarea fundamentală înseamnă să pot să văd la mama mea lucrurile bune pe care le-a avut, real și autentic bune, și lucrurile rele pe care le-a avut, real și autentic rele. Și să pot să am această imagine completă și să rămână mama mea la care țin și cu care am o relație cu o și distanță optimă. care nu optimă, e țapul ispășitor, ce exact, spuneam la început. Exact, care nu este țapul ispășitor și pe care nu o folosesc, din nou, pentru a scăpa de toată mizeria din mine. Da. Pentru că atunci când vorbim de rău pe cineva constant, când soțul e de vină pentru toate sau partenerul de viață e de pentru toate, sunt oameni care nu fac decât te întâlnești cu ei și constant îți bârfesc partenerul de viață. Da. Acolo e foarte convenabil. El este răul? Deci implicit eu sunt bună. Sunt bună, sunt martiră, îl suportă, îl îndurir, sau nenorocit. Nu? La fel și cu mama. Mama a fost oribilă, iar eu sunt minunată din punctul ăsta de vedere. și E, e, repet, e o etapă importantă. Sau ce e rău la mine e din cauza ei? Și asta e, am ce să fac. Da, da. E o etapă importantă, dar dacă nu răm, dacă nu trecem, uh -huh. adică așa cum e o etapă importantă a învinovățirii și a conștientizării suferinței, cred că și iertarea și acceptarea condiției umane și, problema destinului meu. Dacă destinul meu a fost să mă nasc în această familie și să am această mamă, pur și simplu asta este. E ceva ce nu am cum să schimb. <laughs> nu, maturizarea înseamnă capacitatea de a accepta realitatea <laughs> da. exterioară și interioară, propria mea realitate. Unde e drum lung până acolo. <laughs> Maria, îți mulțumim. Timpul terminat? nostru s-a scurs, da. da. Okay. Se e drumul ascult, până acolo dar mai fază. Ascultătoarele mai până noastre mai ne spun și ne scriu un comentariu că de ce durează atât de puțin, dar formatul nostru este de 60 de minute. În primul rând, din respect față de invitații noștri care vin și își fac timp pentru noi și care, na, sunt oameni cu așa dedicați ca tine și cu Atâta pasiuni și atâtea lucruri de făcut um, și de aceea durează, dragii noastre, așa de puțin. Până și... O oră nu e puțin. Nu e. Nu, Mi și... se pare că am parcurs nu. Să... O oră da. nu e puțin și cred că pur și simplu e nevoie să se metabolizeze. Uh -huh. Tot ce aduceți voi în emisiunile voastre e nevoie să se metabolizeze. Și până la urmă fiecare subiect pe care voi îl deschideți nu e pe care îl și închideți. Nu, nu. Sunt pur și e simplu doar uși. Ușă, da. uși. pe care le deschideți, la care fiecare după aceea va reflecta pe aleia care are sens pentru. Dar dar și mie mi s-a părut acolo. <laughs> și s-a <se> învățat <laughs> da. ședința de o oră da. și mi s-a părut că, că a trebuit trecut foarte repede. Mi se pare că am parcurs câteva da. puncte importante de fiecare, fiecare întâlnire cu tine așa ca o mină, nu știu, simt că am dat peste o mină de aur, sincer, <laughs> cu această colaborare dintre noi și le invit și pe ascultătoarele noastre să asculte și episodul cu Umbra și episodul cu animusul pe care le-am înregistrat împreună și îți mulțumim, Maria. Mulțumim Mulțumesc mult. și eu. Și, și ție... lor. Sper să, bine, să primească bine, cu partea lor iubitoare, da. ce am vorbit <laughs> astăzi aici. Mulțumim și ție, îți mulțumim că ne-ai ascultat. Dă-ne un follow pe Spotify, YouTube, Instagram sau Facebook pentru a fi la curent cu noile episoade. Pe curând, papa! Pa!